Moldova gestionează eficient criza provocată de COVID-19. Cel puțin asta rezultă din statistica Organizației Mondiale a Sănătății, care a întocmit un raport dintre cazurile tratate și decesele survenite în urma infectării cu noul coronavirus. În Moldova, în prezent, la 100.000 de locuitori le revin 2 victime, în timp ce în Spania sau Belgia, de exemplu, această cifră este de 46 și respectiv 52. Potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății, din totalul de cazuri de COVID-19 închise, adică aproximativ 650, 14% reprezintă decesele și 86% sunt pacienții care au fost tratați. Aceleași statistici relevă faptul că în restul lumii situația este mai gravă. Media deceselor în țările de pe glob este de 21%, iar cea a cazurilor recuperate de 79%. Una dintre cele mai grave situații este în Italia, unde au murit peste 24.100 de persoane și au fost recuperați 49.000 de infectați, adică raportul este de 33% la 67%. În Franța, din totalul cazurilor închise, rata deceselor este de 35%, iar cota celor tratați este de 65%. O situație mai bună este în România, acolo unde au fost înregistrate 482 de decese, iar 2153 de oameni s-au vindecat de COVID-19, adică raportul este de 22% la 78%. Se pare că cel mai bine poate gestiona situația Germania. Fiind vecină cu Italia și Franța, în această țară, din totalul celor 100.000 de cazuri închise, doar 5% reprezintă decesele.